În această seară vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să fii de valoare în ochii lui Dumnezeu. Despre ce înseamnă să ai succes în ochii lui Dumnezeu. Mi-au adus odată niște părinți în biroul bisericii un adolescent. L-au adus mai mult cu forță. Nu mai venea la biserică de vreun an și ceva. Nu știu cum au reușit să mi-l aducă. Nu mai era adolescent chiar așa. Era măricel. Și mi-au spus, frate, îl ții aici. Să-i predici dumneata. Și eu plecat. Și am început să-i predic și el se uita la tavan. Și atunci Dumnezeu mi-a pus un gând și l-am întrebat, ce ai de gând să faci cu viața ta? Și mi-a zis, vreau să-mi fac o carieră, ăsta e motivul pentru care nu vin la biserică. Vreau să fiu cineva, vreau să fiu șef de promoție la Universitatea din București, la secția de facultății de informatică, vreau să fiu cel mai bun. Vreau să fiu căutat de o multinațională, să am un salariu de minim 66.000 de euro, zic, super. Și după aceea, păi zice, și după aceea, omul s-a blocat. Cum adică și după aceea? Păi zic, și după aceea, păi după aceea zice, și după aceea o să-mi fac o familie, bun, zic, și după aceea. Păi zice, și după aceea, cum adică și după aceea? Și după aceea, și după aceea, o să ajung la pensie. Și după aceea, și-a tot întins-o până aproape la 100 de ani. Și când în cele din urmă a ajuns la hotar, și-a zis, și după aceea, n-a zis și după aceea voi muri, că nouă ne-e frică de cuvintele tale. Mi-a zis și după aceea se va întâmpla cu mine, l-a zis așa cu o voce șoptită, că omului este frică de moarte. Și după aceea se va întâmpla cu mine exact ce se va întâmpla cu toți oamenii. Adică, zic eu, zice, voi trece din lumea asta. N-a zis voi muri. Știți? Cel mai mare dramaturg care a trăit vreodată, Shakespeare, ridică o întrebare în limba engleză. To be or not to be? Aceasta e întrebarea, zice. Dar nu asta e întrebarea. Știți care e întrebarea? Cea care e ridicată, deci omul care a deținut superlativul absolut al înțelepciunii omenești, în afară de Hristos, care a fost întruparea înțelepciunii. Și mă refer aici la Solomon, care în capitolul 9 din cartea Eclesiastului, în versetele 2 și 3, zice, vă parafrazez, nu vă citez exact din traducerea Cornilescu, adică vă spun prin cuvintele mele, zice așa, și cel bun, și cel rău, și cel bogat, și cel sărac, și cel cu mulți bani, și cel cu puțin bani, și cel cu casă mare, și cel cu casă mică, și cel cu salariul de 6.000 de euro, și cel cu care câștigă 100 de euro, până la urmă toți oamenii mor. Și știți ce zice în versetul 3? E o întrebare. Și după aceea. Și după aceea. Nu voi uita niciodată că am fost într-o săptămână la două înmormântări. A fost înmormântarea unui om sărac care avea o cruce pe care i-au cumpărat-o ea de la primărie și fiind zgârciți din bugetul statului, i-au cumpărat o cruce nasoală de lemn care la sfârșitul înmormântării stătea într-o parte, exact cum stă destinul poporului nostru. Așa puțin bătut într-o parte. Descentrați. Și în aceea săptămână m-am dus la unul bogat care își pregătise crucea de ani de zile. Se ducea și o vizita în fiecare lună. Mai aranja puțin. O cruce de marmură frumoasă, sculptată frumos. Aurită frumos. Era să zic aiurită. Și am văzut ceva ciudat, că și pe crucea aia de lemn, gata să cadă, și pe crucea de marmură scrie același lucru. Știți ce scria? Anul nașterii celui ce era acolo și anul morții lui, și între cei doi ani nu era nici marca de la mașină, nici câți bani a avut în cont, nici câte hectare de pământ. Cine place nouă să ne lăudăm cu proprietățile noastre? Chiar de curând am fost la cineva care deține o proprietate imensă, care are câteva sute de hectare de pământ, și i-am zis ceva. Când te ridici cu avionul de la pământ, e ceva ciudat. Știm cum vezi pământul, tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic. Toate sutele tale de hectare de pământ, cu cât te ridici mai sus, cu atâta se văd mai puțin, mai mic. Mai puțin, mai mic. Și după aceea, la final, vom primi aplauzele finale, sau huiduierile finale. Viața e o scenă, noi suntem niște actori, zicea Shakespeare. Și la final, ce va zice Dumnezeu despre tine la final?